Subiectul de la redactare. Hai, deci, la redactare. Demonstrație, cum spune, da? Demonstrație. Ce spui la demonstrație? Cum se spune? Pietreul. Te rog, hai să o adresești pe Adina. Hai. Care din noi nu știu? Hai zi tu atunci, gata, hai. Pietreunghiul A e ce? Triunghiul A e ce? Și triunghiul? Și triunghiul A, B, E. A, B, E. Despre cele două triunghiuri poți să spui că au. A e latură comună. A e latură comună. Da? A e latură comună. Așa. A e latură comună. Așa. Unghiul E, A, C. E, A, C. Foarte bine zi. E, A, C. Congruent, adică unghiul. Congruent cu unghiul E, A, B. Da. E, A, B. De unde? Din ipoteză. Din ipoteză, da. Ipoteză. Apoi. Apoi, unghiul A, E, B. A, E, B. A, E, B, A, D, egal cu 180 minus, sau măsura unghiului A, E, B, da, măsura. Măsura unghiului A, E, B, egal cu 180 minus măsura unghiului. O minus măsura unghiului. B, E, D. B, E, D, da. Adică a vecinului, da? Da. A lui B, E, D. Da. Și celălalt A, E, C. A, E, C, da. Măsura lui A, E, C. A e C, este tot așa, 180. Egal cu 10, minus D e C. Măsura lui D e C. Măsura lui D e C. Și cum, și cum B e, măsura lui B e D e egal cu măsura? Da. Măsura lui B e D, da? B e D, vorbește. Măsura lui B e D este egală cu măsura... Da. Măsura lui D. D e C. Da. Lui e C. Din toate acestea, de la ultima parte, da, rezultă că unghiurile de care ai vorbit tu, adică unghiul... Triunghiul. Nu. A, nu, unghiul. A, E, B, mă... Da. A, E, B. Deci unghiul A, E, B este congruent? A, E, B, congruent cu unghiul A, E, C. A, E, C. A, E, C și din toate astea rezultă că triunghiul... Conform cazului de congruență. Conform cazului. La unghi, latură unghi. Da, unghi, latură unghi. Latură unghi. Rezultă triunghiurile A, E, C. A, E, C. Congruent cu triunghiul. Triunghiul A, B, A, B, E. A, B, E. Și triunghiurile fiind congruente... Din... Rezultă că toate elementele sunt congruente. Adică? AB congruent cu AC. Vreau aici. AB congruent... AB congruent cu AC. Da? AB congruent cu AC. AB congruent cu AC. Unghiul... ăsta, unghiul ABE congruent... Nu, nu. AB cu AC și încă ceva, altă latură. O, care mai era? O... E, B cu AC. E, B cu E, C. E, B congruent cu... E, B congruent cu E, C. Și mai avem... Din faptul că A, B congruent cu A, C, ce punctul A cui aparține dacă are calitatea de a fi la egală distanță de B și de C? Mediator. Așa. A aparține med... A cui? Mediatoarei segmentului B, C. B, C. Da? Mediatoare, da, segmentului BC. Și din, din a doua... Ce este mediatoare? Ei aparține. Așa, ei aparține mediatoarei lui EB. Nu, lui BC. Da. Lui BC, da? Că e la egală distanță A de B și de C. Așa. Da? Din astea două rezultă că A e egal mediatoarea lui BC. Deci, dreapta a ei este chiar mediatoare. Uh-huh. Da? Da. Și cum D aparține lui AE, avem că D este pe AE,
rezultă de aici că AD e perpendiculară pe BC. Că asta face mediatoarea. Mediatoarea este... Eu vreau să mai adaug acolo că ABE e congruent cu ACE. ABE e unghiul, da? Da. Asta, dar nu mai este, nu mai este de folos și nu are rost să muncesc pentru chestia asta. Important este că am arătat că el este pe mediatoarea lui. Acolo ce se scrie, ea aparține mediatoare lui BC. Deci atât au cât și eu sunt pe mediatoare. Și fiind pe mediatoare, prin două puncte sintezi o dreaptă, mediatoare e perpendiculară pe BC, da? Și termină problema. Dacă domnul profesor poate da latură unghiunghi. Latură? Da. Unghi, unghi. Nu, n-a dat. Laturi, unghi, unghi. La păi puteți folosi și voi, dacă aveți. Unghi, latură, unghi. Latură, unghi. Al treilea vine până la 180 și atunci vine unghi, latură, unghi, nu? Sau unghi, unghi, latură. Da. Latură, unghi. Deci latură, unghi, unghi, nu? Latură, unghi, unghi. Latură, unghi, unghi. Tot atât de bine dacă ai mers aici. Unghiul ăsta fiind congruent cu ăsta. Asta era esențial. Te duci al treilea până la 180 de grade. Păi da. Dar de ce să merg așa de, pe o corite? Hai de măsura mai multe feluri. Asta... Da. Da. Deci am avut unghi latru unghi. Hai să vedem. Problema a doua. Ia vedeți repede. Triunghiul ABC. Zi. Triunghiul ABC. AB congruent cu AC. Deci isoșel, da? Da. Deci în triunghiul ABC. Ipoteză, da. În triunghiul ABC. ABC. Avem AB. AB congruent cu AC. Segmentul AB. Segmentul AB congruent cu segmentul AC. Da. E aparține segmentului AC. E aparține segmentului AC. F aparține. Așa, nu segment închis, te rog, da? Aparține segmentul AC. Da. Deschis. Da. F aparține segmentului AB deschis sau închis. AB deschis la ambele capete, da. De regulă. Da. BE intersectat cu CF. BE intersectat cu CF egal cu mulțimea formată din punctul M. M. A. Concluzia, da? Două concluzii. A mic. Dacă A e congruent cu AB. Dacă A e congruent cu AB, atunci semidreapta AM. Atunci rezultă semidreapta AM e bisectoarea unghiului BAC. Bisectoarea unghiului BAC. Să zic și pe a doua? Da. Da. Dacă MB congruent cu MC. MB congruent cu MC. Atunci AM e bisectarea lui BAC, unghiului BAC. AM bisectarea totalului BAC. Bisectarea unghiului totalului BAC, da. Nu? Da, da. Hai, ați să mă ajut să vedem cum o înghebăm. Deci desenul. Un triunghi isoscel, da. Nu? Da. Cu vârful în A. Da, și un triunghi isoscel cu vârful în A. Cum desenăm? Dacă baza este BC, luăm BC-ul. Da. Căutăm mijlocul copii. Mijlocul lui BC. Și ducem mediatoarea lui BC. Deci BC. Și ducem mediatoarea lui BC. Adică perpendicularea pe mijlocul lui BC. Deci ducem BC. După aceea mediatoare. Dacă la A zis A e congruent cu AB? Da. Deci avem că acum, ducând mediatoare, luăm un punct A, de aici avem că AB, nu ne ducem în triunghi echilateral. Căutăm să fie un triunghi isoscel, da? Adică A e congruentă cu F.
Eu așa am spus că A e congruentă cu F, nu cu AB. Cu AB, dar nu mai contează. A e congruentă cu F, F, da? A e cu F. Da, nu am înțeles. Sau cu AF atunci. Uite, A e cu F. Ai zis cu AB. Păi n-am scris. Nu, cu AB, că așa am scris și eu. În concluzie. Stai mai puțin. Ade, o să revenim la problem, dar deocamdată am scris lângă ABC, da? Așa. Eu pe AC. Eu este un punct pe AC. Pe AC, un punct E. Nu spune unde. F este pe AB. F este pe AB. Nu spune unde. Pun și eu la întâmplare, deocamdată. Dar urmează să citesc problema. BE intersectează cu CF. Da. BE intersectează cu CF. Da. Și îmi dă un punct M. Așa mi-a dat mie. Un punct M aici. Da? BE intersectează cu CF, un punct M. Dacă A e egal cu EF. Nu, cu AF. Dacă A e egal cu AF. A, dacă le luăm la... Vezi că nu știu să le iau la egalitate. Pentru punctul A mă întorc acum. Bun, ca să fac punctul A, A, E trebuie să fie egal cu... cu A, F. Că citind așa cursiv din ce am avut în ipoteză, nu aveam niciun drept să iau A, E egal cu A, F. Abia acum, pentru punctul A, dacă A, E este cât A, F, A, Adi, înțeles acum? Dacă A e egal cu AF și unesc pe BE cu CF, ele se întâlnesc exact pe mediatoare, dragi. Deci punctul ăsta de intersecție al lor va fi chiar pe mediatoare. Deci punctul E. Atunci AM este bisectoarea lui BAC. AM este bisectoarea lui BAC. Dar trebuie să dovedesc că e pe bisectoare. Deci am în ipoteză la punctul A, din tot ce am discutat, aș adăuga așa. Că am AB, AB este cât AC, congruent cu AC. AB cât AC. Am că AF e cât AE. AF e congruent cu AE. Am că AF, da? Cât AE, corect. Că BE intersectează FC. BE intersectează FC și la mulțimea formată din punctul E șterg mediatoarea. Doar m-am ajutat de ea pentru a arăta ce? Pentru a construi triunghiul isosceles. Oricum trebuie să arătăm că AM este bisectoare. Corect. Și noi tu trebuie să arătăm că AM este bisectoare. Atât. Adică trebuie să arătăm că unghiul de aici e cât ăsta de aici. Corect. Asta ar trebui să arătăm. Putem face unghiul F, B, C, cu E, B, C. Care? F, B, C. Cu E, B, C. Cu E, B, C. Așa avem așa. B, C, latură comună. O pic să vedem să vină și Andrei, ești gata? Ai scris aici ipoteza? Da. Bun. Miruna ne propune să ne concentrăm pe triunghiul. Miruna, ca să arătăm că unghiul ăsta e cât ăsta, ar trebui să-l prinde pe cele două unghiuri în două triunghiuri și parcă pe moment mi este sugerată ideea să mă duc la triunghiul ăsta și cu triunghiul ăsta. Că dacă aș arăta că triunghiurile sunt congruente, e gata problema. Da? Dar vreau să arăt aici. Dar am ce? Doar A e în comună. Am pe A, F, cât A e. Și n-avem unde. Și atât, nu am nimic. Nu mai pot ajuta. De aceea mă duc în altă parte. Și tu ai o altă inițiativă.
Tu spui că ce bine ar fi să mă duc în ce triunghiuri? F, B, C, cu E, B, C. F, B, C, cu E, B, C. Despre aceste două triunghiuri, F, B, C și E, B, C, știu că... Că F, B, C, E, C, sunt congruente, pentru că A, B, E, cum e cu A, C și F, A, C, A, E. Deci F, B este cât e cât, de acord. Că din toate am scos ăsta două egale, rămas că astea două jos sunt egale. Da, B, C, la tură comună. B, C, la tură comună. Și... Unghiul din unghiul. Da, și unghiul... Unghiul B, unghiul C. Da, F, B, C, unghiul isoșel. Unghiul isoșel, da? Și atunci suntem în cazul... Latură, unghi, latură, triunghiile sunt congruente, de acord? Și din triunghiile congruente, din triunghiile congruente, F, F, C este cât B, E. Și ne trebuie. F, C este cât B, E, de acord? Este un câștig. Da. Că m-am dus la F, C, cât B, E. Și aș mai avea de spus, unghiul de aici, Miruna, e cât ăsta din partea asta. Nu? Dacă în raționamentul tău unghiul ăsta e cât ăsta, iată că... Că unghiul ăla din fă, b, f, c, și unghiul b, f, c, unghiul b, f, c, b, f, f, c, și ăsta de aici, da, nu? Da, e cât... E cât ăsta de aici, din cauza triunghiilor congruente. Da, da. Și o să demonstrăm că și celălalt din f. Și atunci suplimentul său, dacă vrei, ăsta... E cât ăsta de ăsta, cât completează la 180 grade. Corect. Deci ăsta cât ăsta, da. Ăsta și ăsta congruente. Și am luat alte două triunghiuri. Și acum am A, F, M, cu A, M. Eu vreau să zic că A, da. A, F, C, putem să luăm. A, F, M, cu A, M, cu A, M, E. Despre astea ce ai acum? A, A, M, A, M, A, F, A, F, cu A, E și A, F, M, cu A, păi da, dar asta nu intră în cazul de congruență. Da. Am latură comună. Am latură comună. A, F cât este, cât da. Și... A, E. Și unghiul dintre ele nu-l ai. Așa nu avem unghiul dintre ele, nu ne putem plasa. Atunci A, F, C cu A, E, B. Corect. A, F, C și cu A, E, B. Despre aceste două triunghiuri poți să spui că... A, E, F congruent cu A, E. Da. Așa, F, C congruent. Tocmai ce am demonstrat cu B, E, B din demonstrație. Și unghiul ăla suplimentar. Da. Și unghiul ăsta suplimentar, ăsta cât ăsta de aici, nu? Da. Triunghiurile sunt congruente și congruența triunghiului la ce te ajută? Și după aia... Și zicem că unghiul din A e 1 cât A2. Nu. Că mi-a intrat așa tot ăsta. Tot ăsta mi-a intrat. A. Am zis B, A, E. Toți l-am luat, da. Da? M-ați dus pe B, A, E. Că dacă m-aș fi dus pe A, E, M, C, cu A, E, M, B, dacă m-aș fi dus pe culoarul ăsta, A, E, M, C, cu A, E, M, B, atunci mi intra A1 cu A2 și triunghiurile aș fi fost congruente. Și aveam, nu? A, B, cu A, C. Dar, domn profesor, dar mai bun să-mi am triunghiul A, F, M, cu A, E, M, E. A, F, M, cu A, E, M, E, n-am adic... N-am cum să mă mișcă, doar au pe A, M comună, A, F cu A, E. Și atât. Și au unghiul ăsta la altul, nu dintre ele, ca să mă duc la unghi, latură, unghi, latură. Tocmai trebuie să arăt asta. Atunci, haideți să luăm triunghiurile A, E, M, C și A, E, M, B. Triunghiul A, E, M, C. Și ce avem? Așa. Imediat. Și A, E, M, B, despre care pot spune că au... A, B, congruent cu A, C. Din ipoteză. A, B, C, A, C, din ipoteză. Da. Unghiul... A, E, M, comună. A, E, M, comună, da, corect. Și unghiurile de la bază sunt congruente. Da, da, mă, da. Că și B, M, este congruent cu M, C. De unde? De unde? Pe același unghi. Și n-a B, C, n-are... A, dacă mă duc și pe B, M, cât M, C, m-am dus în cazul de congruență latură, latură, latură. Și este treaba. Dar B, M, cu M, C, de unde? B, M, cu M, C, de unde? Mihai. Da. B, M, cu M, din B, domnul, de la B, domn profesor. Asta e, asta e. Nu, 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 nu la B. Nu la B, că la B n-am ajuns. Știu. Dar n-am arătat noi mai devreme că F, B, C cu B, M, E sunt congruente? Da. Și fiind congruente, ați spus voi că și unghiul ăsta e cât ăsta. Corect.
Și dacă unghiul ăsta e cât ăsta, atunci M, B este cât M, G. Pentru unghiul devine isoscel. Isoscel, corect. Dar ai văzut de exemplu. Trebuia să demonstrăm. Adică eu... Nu știu să zic asta. Gata, gata. Gata. Gata, Mirul. Deci, Adi, ne-am îndreptat privirea spre triunghiul ăsta A, M, C și A, M, B, ai spus tu. Da. Aceste două triunghiuri țin triunghiurile acestea, dar tu trebuie să arăți congruența din alte motive. Ai A, B cât A, C, ai A, M comună, dar unghiul dintre ele tocmai trebuie să-l arăți, nu poți să te folosești. N-ai cum să, tocmai trebuie să ajungi atunci. Atunci ar fi fost întrebare, oare B, M este cât M, C? Da. Dacă am pe B, M cât M, C, mă duc în triunghiul de congruență, în cazul de congruență, latură, 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 cel mai rar folosit. Și cum am arătat că B, M este cât M, C? Din congruența triunghiurilor pe care a propus-o Miruna, B, F, C, cu B, E, C, a ieșit că și unghiurile E, C, B, adică ăsta de aici, din triunghiul ăsta, este cât unghiul din partea asfaltă. Da? Este cât... Adică, nu mai ești atent, așa eu te vreau să lângă mine, e obosit. Uții. E obosit, dar nu văd. O luăm din nou. O luăm din nou, da? Ești de acord? De la început vreau. Să demonstrăm întâi congruența celor două triunghiuri și atunci eu să vadă mai bine. Da. Haideți să ne concentrăm, să spunem așa. Noi trebuie să arătăm că am bisectoare. Adică că unghiul ăsta e cât ăsta. Ce bine ar fi ca fața să-l prindem într-un triunghi și ăsta la altul într-alt triunghi și să putem arăta că triunghiile sunt congruente. Când ne-am dus la triunghiul B, deodată ai să mergi la B, A, M, cu M, A, C. Și ne-am concentrat să arătăm că sunt congruente, nu am reușit, că aveau două laturi, iată, asta comună, asta și asta, dar mai trebuia neapărat cea de-a treia latură. Cea de-a treia latură asta, Adi, care intră în triunghiul A, M, B și cealaltă în A, M, C, dacă vreau să arăt că sunt congruente, bine ar fi să arăt că triunghiul M, B, C este isoscel. Dar ca să fie isoscel, ar trebui unghiurile astea să fie congruente. Și ca să fie astea congruente, ce bine ar fi să mă duc la congruența triunghiului ăsta cu congruența triunghiului ăsta, adică să simt motivația de la în aproape în aproape. Că, Miruna, când tu ai propus, ne oprim la triunghiul B, E, C și C, F, B. Dar părea să spună, ce treabă am eu cu triunghiurile acelea, câtă vreme eu am nevoie de unghiul ăsta cu ăsta. Mă interesează unghiurile acelea să intre. Era drept că e pregătitoare ideea, dar Adi spunea, zice, lasă-mă că nu am treabă cu unghiurile acelea. Abia când simțim, ce simțim? Foarte tare nevoia ca latura M, B să fie cât M, C și că triunghiul ăsta să fie isoscel. Înseamnă că unghiul ăsta să fie egal cu ăsta și unghiul ăsta intră în triunghiul B, E, C și celălalt intră în C, E, F, B și atunci spui, ce bine ar fi să arăt că cele două triunghiuri sunt congruente. Și acum am înțeles motivația ta. Da? Deci, haideți să redactăm, dragilor. Demonstrația. Iată cum aș face eu demonstrația, Adi. Aș spune așa. Fie triunghiurile mari, fie triunghiurile B, A, M, B, atenție cum încep, B, A, M, B, A, M, și triunghiul, care triunghiul? C, A, M. C, A, M, C, A, M. Ele au, acolo au. I am latură comună. I am latură comună. Unghiul. A. Putem să scriem și A, N, A, să spunem. Latură A, M, latură comună, A, M egal cu A, M, da? Este același lucru, dar să zicem în cuvinte. A, M, latură comună, sau spune ea să zicem A, M, congruent cu A, M. Dacă să mă scriu. Este același lucru. A, M. Acum, unghiul A, C, E. Ce mai au acele două triunghiuri? A, C, E, congruent cu... Nu, nu, nu.
au așa amă, a, b, câte a, cât? Corect. Da. A, b, congruent cu a, cât. Și îți mai trebuie să arăți că unghiul dintre ele ca să te duci într-un caz de congruență latură unghi lat. Congruent cu a, c, m. A, a. Unghiul b, e. Adică unghiul b congruent cu unghiul c. Da, tot unghiul b e congruent cu tot unghiul c. Nu bucățica aia. Nu bucățica asta, deci n-am niciun motiv. Încă nu știa. Neștiind, Adi, ai două laturi și unghiul dintre ele tocmai trebuie să-l arăți, spui, bă, e grav, e grav. Mai îmi trebuie neapărat MB, pune aici, MB, ia cu cât MC, congruent cu MC, a treia latură și pui semn de întrebare, că nu știi pe asta. Nu știi. Dar tot mai trebuie să demonstrăm la B. MB, MC și nu știi alte. Și dacă nu știi, dacă ai fi știut-o și pe asta, ar fi fost cazul latură, latură, latură și te-ai fi dus și ți-a ieșit problema. Și acum te concentrezi de unde? De unde? O de unde M, B? De unde să arăt eu că M, B congruent cu M, C? De unde să arăt? Sunt nebunit. De unde să arăt asta? Cu M, B, cu M, C. Din a doua. Nu, nu, nu. Ale, M, B congruent cu M, C este echivalent cu a spune că, că triunghiul B, M, C isoscel. Triunghiul B, M, C isoscel. Adică ar fi echivalent să arăți că unghiul de la bază sunt congruente. Adică ce bine ar fi să arăți că unghiul M, B, C, M, B, C, congruent cu unghiul M, C, B. M, C, B. Asta vreau să arăt. Dar de unde să arăt? Unde intră M, B, C? M, B, C intră în triunghiul E, B, C. Corect. Deci acesta este din triunghiul, mă duce cu gândul spre triunghiul EBC. EBC. Și celălalt mă duce spre cine? FBC. Unghiul MCB, adică MCB, MCB, FCB. Corect. Deci mă duce spre triunghiul FCB. Da? Și acum zic, ce bine ar fi să arăt că astea sunt congruente. Corect. Oare sunt congruente? Da. Și am ajuns la Miruna acum. Da. Că Miruna când a venit cu ideea, și eu eram șocat. Zic, de ce mă duc acolo? Deci nu înțelegeam motivația Miruna. Da? Deci tu te dusesezi dintr-o zonă care e adevărată, dar la redactare și la comunicarea pe care vrei să ne-o faci și nouă, nu ne interesa pe moment. Nu ne interesa. Abia când am sesizat aici că am nevoie de latura asta, M, B, cât, M, cât, am trimis spre unghiul, triunghiul să fie isoscel, adică asta e să fie cât asta, și când am sesizat că ăsta intră în triunghiul ăla și celălalt intră, acum înțeleg, mă ocup de asta. Deci fie triunghiul care are. Fie triunghiul. EBC, triunghiul EBC și triunghiul FCB. Despre cele două triunghiuri poți să spui ca au acum. BC latură comună. BC latură comună. BC latură comună. Unghiul FBC congruent. Unghiul FBC congruent cu EBC. FBC cu FBC, adică asta tot. Cu ECB. ECB. Da. FBC. Congruent cu ECB. Din ipoteză. Din ipoteză. Și FB congruent cu ECB. Tot din ipoteză. Și FB congruent cu ECB ca urmarea diferențelor, da? FB. FB. Congruent cu. Cu cine? Cu EC. EC. Și spunem, în paranteză facem demonstrația. FB este egal cu, așa spunem, FB este egal cu AB minus AF. FB, redactăm așa, Miruna, da? FB egală cu AB minus AF. AB
Minus A, C. Minus A, F. A, C, nu? A, F. A, F. Minus A, F. Corect. Iar cealaltă E, E, C. Este egal cu AC minus AE. Minus AE. Și mai scriem că AB congruent cu AC a F. Sigur că da, tot în partea AB congruent cu AC. Și AF congruent cu AE. Și că AF congruent cu AE. De unde rezultă din toate astea că și FB e congruent. Exact! Dar ai motivat aici în paranteză. Adică tu spui că astea FB cât e, cât din cauză că FB e văzută ca diferența a două segmente, e că diferența celor două, și că segmentele sunt parte, sunt congruente, adică AF este congruent cu cine? AF este congruent cu AE. AE. Nu? Din segmente congruente, dacă scăzi bucăți congruente, ce să rămână sunt tot congruente. Și acum, ce spui despre cele două triunghiuri? Este în cazul de congruență? Latură, unghi, latură. Latură, unghi, latură. Deci conform cazului. Latură, unghi, latură. Acolabil din toată asta. Conform cazului latură, unghi, latură. Triunghiul E, B, Q, E, congruent cu triunghiul F, Q, B. Adică lucrurile luate din discuții, deci triunghiurile astea. Hai, trebuie să vorbim. Triunghiul E, B, C, congruent cu F, C, B. Congruent cu triunghiul P, C, B. Da. Și triunghiurile fiind congruente, toate elementele sunt congruente două câte două. Adică A, F cu E, A, E. A, F cu A, E. De acord. Congruent cu A, E. Apoi. Dar ce mă interesa pe mine? Fă mă interesa unghiul ăsta să fie cât ăsta. Nu? Ăsta, ăsta era problema mea. Deci rezultă că unghiurile mbc, rezultă că mbc, subliniem, mbc, congruent cu mbc. Congruent cu mbc. E aici, acum am demonstrat că b am congruent cu am. Deci de asta era problema mea. Și asta înseamnă că mb congruent cu mbc, nu? Deci da, păi și asta avem de de M, B, congruent cu... De altă poveste acolo. M, B, congruent cu M, C. În concluzie, M, B, congruent cu M, C, ce spune ție în clipa asta? Că semnul de întrebare a fost eliminat. Corect. Și acum, conform cazului latură, 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 deci acum tu poți să ștergi semnul de întrebare, adică fie triunghiul acum, fie triunghiul B, A, M, ce am, în care pui pe ăsta două și adaugi pe mâncul congruent cu mâncul. Că-i demonstrat. Am demonstrat. Mm-hmm. E congruent. Latură, latură, latură. Deci conform cazului de congruență, latură, latură, latură. Da, lângă. Triunghiurile astea cum sunt acum? Sunt congruente? Da. Triunghiul B, A, M. Congruent cu triunghiul ce am, ce am. Și fiind triunghiurile congruente, rezultă că și unghiurile de sus, adică unghiul ăsta de aici, e congruent cu celălalt. Adică unghiul BAM congruent BAM congruent cu unghiul MA CAM BAM cu CAM. Da, cu CAM. Și asta înseamnă că respectiv AM se pare. Deci AM bisecoare. Haideți să mai vedem încă o dată. Am vrut să vă prezint într-o logică a lucrurilor. Adică nu așa pur și simplu, ci ce am avut noi nevoie? Să arătăm că unghiul ăsta cât ăsta ca să fie bisectoare. Ori pentru asta vreau un triunghi care se intre unghiul primul și alții intre unghiul al doilea. Și ca să fie așa, alo? Deci ca să fie treaba asta, unghiul de aici fie congruent cu celălalt, ne-am dus în triunghiul A, B, M și pe urma M, C. Când să arătăm congruența, ne-am izbit de faptul că noi trebuia B, M, C, M, C. Și n-aveam. Dar B, M, C, M, C ar fi însemnat să putem vorbi de triunghiul B, M, C, fiind un triunghi de care? Isoscel. Isoscel. Adică unghiul de să fie congruente.
Dar ca să fie astea congruente, bine ar fi să ne ducem într-un triunghi care se intre unghiul ăsta, așa ne-am dus în EBC, și un triunghi care se intre unghiul celălalt în FCB. Oare nu putem aici arăta că triunghiul este congruent? Și am reușit. Triunghiul este congruente, deci unghiurile de aici sunt congruente, astea sunt congruente, asta mă duce în triunghiul congruente și, în sfârșit, unghiurile de aici sunt congruente și am terminat bisectoare. Deci, ce lucru important am prins aici? Atenție! Punctul A. Dar am încă dorința, o păstrez în continuare, ca lucrurile să fie făcute într-o logica nevoii de a te opri la niște triunghiuri. Că de multe ori ne oprim la triunghiuri despre care nu avem nevoie să le luăm în seamă. Nu merită să le cercetăm. Decât în direcția în care vrem să rezolvăm problema aceea care o avem noi de făcut. Deci de aceea ne ducem acolo. Nu avem acolo. Mai trebuie ceva. Să vedem cum ne facem rost. Ne ducem la altceva. Poate acolo găsim. Și tot așa în aproape, până când prin lanțul ăsta al implicărilor din aproape în aproape, dăm peste problemă și de acolo redactăm. Da? Redactarea corectă, corectă este așa cum a început-o Miruna. Fie triunghiul BEC și CEFB, care mă conduce la unghiul ăsta, e cât ăsta, triunghiul este isoscel, MB cât MC, și mă întorc la triunghiul ăsta cât ăsta, dar asta după ce mi-am făcut firul logic al implicațiilor. Eu ce v-am arătat? Acum v-am arătat cum gândesc în tentativa de a rezolva problema. Cum eu fac cercetarea și asta. Băi, ce fie ar să fie? Dacă aș fi asta, dacă aș găsi de aici, dacă mi-ar trebui, asta mi-ar trebui. Și mergând înapoi, dau chiar peste ceea care îmi rezolvă problema. Congruența celor două triunghiuri. Adică, înțeles? Da. Clar că vă dă așa, că nu degeaba le-ați făcut. Nu. Problema e destul de tortocheată. Dar oricum, la clasă. Nu, nu, una din astea două copii. Nu. Asemănătoare. Nu. Evident. Asemănătoare, eu zic, domn profesor, n-au făcut degeaba. Că aveau algebra. Du-te mai dici, n-ai înțeles nici acum? Adi. Da, fii atenție să spune. Cel mai mult o să facem de 0 puncte. E dur așa. Cel mai mult o să facem de 0 puncte. Fii atent cât este figură. Doar pentru că e mai lungă. Chiar nu vezi demonstrația? Nu. Ai văzut-o, nu, Mihai? Eu mai iau o dată, Adi, nu numai pentru tine și pentru voi de aici prezenți, ci și pentru cei care ne urmăresc. Obiectivul meu este să mă fac înțeles și pentru colegii voștri care sunt în clipa de față, spunem, în fața calculatorului, se uită pe Profonline TV și vor să înțeleagă problema cum anume trebuia gândită. Deci, insist foarte tare, noi am avut nevoie ca să fie AM bisectoare. Păi ca să fie bisectoare, unghiurile din stânga și din dreapta, nu? Unghiul să fost împărțit în două. Mai era și calitatea bisectoare, că punctele de bisectoare sunt la egală distanță, dar noi am avut din problemă vreo perpendiculară dusă. Că dacă se întâmpla să apară din context așa o perpendiculară și nu face o perpendiculară, adică unghiul ăsta cât ăsta, și reușeam să arăt că astea două sunt egale, gata, ea la bisectoare. Atunci am vizat pe proprietatea că împarte unghiul două unghiuri congruente. Bisectoarea asta face. Și ca să arăt că unghiurile astea sunt congruente, visez ce bine ar fi să le prind în două triunghiuri. Și triunghiurile acelea să fie congruente. Când ne-am dus ade, cum ai propus, A, M, B și A, M, C, stop! Ne-am lovit de imposibilitatea de a arăta congruența, că nu aveam B, M cu M, C. Câte vreme îți cere să arăți unghiurile congruente, de cele mai multe ori te duci spre latură, latură, latură. Că tu ai nevoie să prinzi unghiurile congruente. Deci îți trebuia B, M cât M, C din pământ, din iarbă verde, să poți să găsești că B, M cât M, C. Dar B, M cât M, C te trimite la triunghi isoscel. Triunghiul isoscel ăsta, adică unghiuri la bază congruente, le prinzi pe cele două unghiuri în B, M, F, C și B, E, C. Triunghiurile fiind congruente, am rezolvat problema asta. Cu asta și mă întorc înapoi și totul merge. Deci,
E ca la șah. Când muți, vezi cu două, trei mutări înainte. Și dacă vezi două, trei mutări înainte, de aceea doi jucători se deosebesc între ei. Unul vede câteva mutări în față, altul vede o singură mutare. Nu-și pune problema ce face cel din adversarul tău, ce mută el, cum răspunzi tu, care sunt posibilitățile. Așa e șahul. Adică dacă mută ăsta, ce se întâmplă? Ia așa, ce îmi produce mie? Ia. Da, dar ce îmi produce mie? Eu cum pot reacționa? Dar cu cât mă afectează și cum pot eu contracara ca să-l surprind pe el la rândul. Asta e o mutare. A doua mutare. Va reveni el pe partea asta. Eu cu ce voi răspunde? Și al treilea nivel, când ai văzut toate posibilitățile, în a treia etapă. Cela este nu, la un nivel foarte înalt. Așa și la matematică. Trebuie să avem în vedere în fiecare etapă toate aspectele. Și a fost aici mb, cât, dacă e cât mc, atunci a, m e bisectoare. Dacă mb e cât mc, atunci a, m și a e tot bisectoare. Păi, asta, Miruna, merge la să începem chiar cu punctul B. Da. Deci, în problemă, dacă mergem că mb e cât mc... Dacă nu am mb cu amc, tot la fel. Deci, dacă mb e cât mc, triunghiul ăsta este isoscel, da. Atunci unghiul de aici e cât ăsta de aici, unghiurile astea congruente, ce îmi fac? Deci, dacă unghiul ăsta e cât ăsta, mă duc în F, C, B și B e C, nu? În B e C și F, B, C, ce am acum? Unghiul de aici este cât ăsta? B, C comun. B, C este comun. Ăsta tot e cât celălalt tot în partea asta. Și suntem în cazul de congruență unghi, laturi unghi. Corect. Că B, C e comună și de o parte și de alta sunt unghiurile. Pentru triunghiul ăsta e unghiul de aici, pentru triunghiul ăsta e triunghiul de aici, ăsta e de ăsta, cât ăsta din partea așa. Triunghiul să fie congruente, face ca F, B să fie cât E, C. Și dacă F, B e cât E, C, și A, F e cât A, E, ca diferență. Da? Și în condițiile astea, când mă duc spre triunghiul, care triunghi? A, B, M și A, M, C. Cele două triunghiuri au A, M comună. Comună. Au A, B cât AC din ipoteză. Din cât AC. Au pe B, M cât M, C. Problema se rezolvă mult mai ușor. Da. Da. Pentru că aveai deja B, M cât M, C. Trebuia să te duci deodată în triunghiurile astea. Corect. Nu-ți mai trebuia unghiurile de aici, nu mai avea nicio treabă. Deci, iată încă o dată, copii. În triunghiul, punctul B este mult mai ușor. Când B, M cât M, C, A, D, în triunghiul A, B, M, A, M, C, ele au pe A, M, comun, A, B cât A, C, B, M cât M, C, latură, 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 unghiurile astea se mărește și termină problema. Era mult mai... Punctul anterior a fost mai dificil. Da. Da. Haideți să vedem și problema... Alina. La pagina 184. Ia zi-mă. Ia citește. Fie triunghiul isoscel ABC de bază BC și de aparținând... Isoscel? Da, da. Și de aparținând... La... Stai un pic, deci triunghiul ABC. Isoscel de latură BC. De aparținând BC, astfel încât unghiul BAD congruent cu unghiul BAD. Demonstrați că de este unghiul cu latură BC. Ca să vedem, să o luăm ușor. Deci triunghiul isoscel. Da. Alina. Poate asta ne ajută la teză. Nu da, ajută, că e la proprietăți. Voi da, făcut. E la proprietățile triunghiului. Dar oricum, da, ce da. Deci, în triunghiul A... triunghiul isoscel A... ABC. ABC. De bază BC. Da, bază BC. Bun. Ce poți să spui? D aparține lui BC, astfel încât unghiul BAD congruent cu unghiul CAD. B, A, B, A, B, A, D, D, cu C, A, D. Adică asta e bisectoare.
cu C, A, D, nu? Da. Demonstrați că D este mijlocul lateralului BC. Păi, hai să vedem. Hai că trebuie să fie mediană, nu? Unghiul ăsta e cât ăsta, da? Da. Și dacă asta e dusă, înseamnă că dacă unghiul este congruent, e... A, gata, știu eu, poți să zic eu? Opa. Un pic, să vedem și pe altcineva. Bine. Hai, Adina, să vedem. Adina, tu zi. Adina, să vedem ce... Dar nu triunghiul. Da. Ce ai în cele două triunghiuri? Deci, ți-a spus autorul că ai asta, unghiul ăsta cât ăsta, da? Da. Deci, în triunghiul. Pe demonstrație? Nu, nu, să fim ipotezate. În ipoteză, ce avem spune? Autorul, spune tu ipoteza. Triunghiul ABC este isoscel. Adică AB congruent cu AC, da? AB congruent cu AC. Apoi. Mai scurt. De aparține platului BC. Adică bazei. De aparține lui BC, da? Da. Demonstrați că D este mijlocul laterului BC. Da. Adică că BD egal cu congruent. Și ai și că unghiul BAD. Ai spus că unghiul BAD. Mi-ai spus așa? Da. BAD. Congruent cu DAC. Nu mi-ai spus așa? Da. DAC sau CAD e totul. Dar ce vrea să spune autorul? Dacă unghiul ăsta BAD e că DAC, ce vrea să spună? Că D-i la mijloc, că A-D-i bisectoare. Deci în loc să spună că A-D-i bisectoare, într-un triunghi isoscel, bisectoarea este și mediană. Și mediană. Asta vrea să spună, da? Păi noi, într-un fel, trebuie să demonstrăm că A-D-i este mediană. Asta demonstrăm. Poate? Hai să vedem. Hai să te vedem pe tine. Fie triunghiul ce-a care triunghiuri? ABD. Ce poți să spui despre triunghiul ăsta? Demonstrație, da? Triunghiul ABD și triunghiul ADC. Ce au cele două triunghiuri? ABD și ADC. Au unghiul A. AD comun. BAD comun. Cu DAC. BAD. Deci au AD comun. Hai să luăm așa o ordine. AD. Comună. Da? Segmentul AD, comună. Mai departe. Sigur că da, BAD, BAD, congruent cu CAD, din ipoteză. Și AB congruent cu AC. AB congruent cu AC de unde? Tot din ipoteză. Tot din ipoteză. Și atunci? Rezultă ce caz suntem de congruență? Latură, unghi, latură. Deci conform L, U, L, triunghiul ABD congruent cu triunghiul ADC și triunghiile fiind congruente rezultă că AD, nu? Se zice că e mediană. Nu zicem asta, numai nu? Ce zicem problemă. Dacă triunghiurile sunt congruente, toate elementele sunt congruente. Adică că BD congruent cu DC. Asta e. Și asta avem de demonstrat. Păi și gata! Da. BD congruent cu DC. BD congruent cu DC. Ce înseamnă că AD e mediană, este vârful cu mijlocul, da? Că D e la mijlocul laterului BC, care nu zice problema. Deci, asta înseamnă că AD mediană. Da? Segmentul AD, mediană și... Deci, înălțime și mediatoare. Deci a plecat, dacă este bisectoare, e mediană. Și din 5 în 10, care tot la tema aveam, este la fel, demonstrat că AD este mediană. Păi, dar simplu că e mediatoare. Uite, dacă noi continuăm, unghiul ăsta e cât ăsta, măi? Corect.
Din ce motive? Din congruența triunghiului și unghiurile acestea sunt congruente. Dar dacă ăsta e congruent cu ăsta și împreună fac 180, e din 90. Da. Și atunci e perpendicular. Așa deci, atunci... practic, problema a fost așa. Dacă e bisectoare, e și celelalte trei, da? Dacă e mediană, e și celelalte trei. Dacă e înălțime, e de celelalte trei. Și se poate demonstra. Se poate demonstra asta. Din congruența două triunghiuri, simplu. Exact. Dintr-o simplă congruență. Așa că, în condițiile în care vi se spune că nu folosim treaba asta, ba da, putem folosi pentru că puteți voi pe loc arăta demonstra, asta. Trebuie să demonstrați voi că n-ați trecut la proprietăță. Da. Știu, eu am un exercițiu care trebuie să completăm. Ce scrie acolo? Poate să ați repuntate din demonstrația problemei de major, să ați văzut propozițiile obținute să fie adevărate. Adică? Adică 15, zici tu, adică, da? Ce scrie acolo? Arătați că triunghiul care are două mediane congruente este isoscel. Și avem aici... Așa, are ipoteza dată. Ia să vedem. Triunghiul ABC, BM și CN mediane. BM congruent cu CN. BM congruent cu CN. CN. Deci. În concluzie, trebuia să demonstrăm că AB e congruent cu AC și face demonstrația. Începe și demonstrația. Așa. Și în timpul demonstrației am niște puncte-puncte pe da, zice că BM și CN mediane, zice fie intersecția celor două mediane în punctul G. Da. Și G este intersecția celor două mediane. Da. Ce centrul este? De greutate. Centrul de greutate, da? Deci greutate al triunghiului. Așa. Așa. Prezintă că G aparține lui BM, astfel încât BG este 2 pe 3 din BM și G aparține lui CN, astfel încât CG este... Tot 2 pe 3. Dar tu uiți pe figură. CG e 2 treimi din... Numai cea care e la bază e o treime. Deci, haideți să ne înțelegem așa. Din CN. Uite, dacă duc mediana asta de aici... Atunci da. Direct pe... Da. Atunci cele două sunt congruente. Da, vedeți? A, B, C, C1 asta și G aici, C1, G, bucata asta este o treime din toată și cealaltă e două treimi. Deci asta, C, G, e două treimi din toată, iar G, C1 este o treime din toată. La fel pe partea asta altă. B1G este o treime, iar GB este două bucăți. Înțelegeți? Asta e una, două, trei. Da. Două bucăți din ea, aici e una singură. Deci spre vârf sunt două treimi, iar spre bază este o treime din toată. Da? Deci asta... Și trebuie să zic în continuare. Ce mai da. Așa. Atunci BM congruent cu CN, de unde rezultă că BM egal cu CN, de unde rezultă că 2 pe 3 BM egal cu 2 pe 3 CN, de unde rezultă că BG egală cu tot 2 pe 3. Nu, BG egală cu CG și rezultă că BG e congruentă cu CG, copii. Și rezultă că triunghiul GBC este isoscel de bază BC. Da. Și atunci unghiul GBC e congruent cu unghiul GCB și rezultă că unghiurile sunt congruente. Deci e jocul ăsta de da. La o treime, o treime. Și le face și demonstra, da. Și desenul și dacă se uită pe el, văd sigur, exact lucrurile, sigur, clar. Da. Și după aceea la varianta 1 și varianta 2, zice că dacă BC e congruent cu BC, rezultă că unghiul MBC e congruent cu unghiul NBC și atunci MB congruent cu CN și rezultă că cele două triunghiuri sunt congruente și atunci rezultă că și celelalte laturi sunt congruente și atunci că triunghiul ABC este isoscel de bază BC. BC. Yes! Yes! Da. Deci poți să completezi adina singură după figură. Da. Deci urmărești figura. Urmărești figura și poți. Da, fără nicio problemă. Da. Domnul profesor, e 54 aici. Da, 54 ori. Andrei, zi finalul. Mulțumim că l-ați urmărit pe proful online. Seara bună în continuare.